așteptați pe călărășenii în această seară? În seara magică de Halloween îi așteptăm cu foarte multe surprize. Evenimentul este dedicat copiilor, dar l-am gândit și pentru cei mari, să fie distractiv și pentru cei mari și pentru cei mici. Avem un atelier de pictură și creație în Hala Păsărilor Exotice. Tot acolo vor primi copiii și o diplomă de participare la evenimentul de astăzi. Și am primit foarte multe donații, cum ar fi dovlecii pe care îi avem aici, cu care o să decorăm grădina, dar avem și plăcintă pe care o vom da pentru copii, sperăm să ajungă pentru cât mai multă lume. Tot așa este o donație primită și s-au alăturat foarte mulți călărășeni proiectului nostru. În zona padocului animalelor domestice vom difuza și un film. Ieri am supus la vot. Ce credeți că a câștigat? Zootopia a fost cel mai votat, așa că astăzi se va difuza Zootopia la zoo. Vom da pictură pe față gratuit pentru copii, tot așa, voluntari, eu voi fi unul dintre voluntarii care îi va picta pe copii, dar mai avem și câțiva alți copii, alți tineri care s-au alăturat inițiativei. La 19 deschidem porțile oficial pentru deschiderea evenimentului. De la ora 20 se va difuza filmul. Filmul durează undeva la o oră și 40 de minute, deci la 22 o să încheiem toată activitatea. Pe copii o să-i întâmpinăm cu ceva surprize, dar am zis că nu o să spunem ce le oferim astăzi și o să se distreze.